Nu cu mult timp în urmă, Comisia Europeană a aprobat ultima variantă a Bucureștiului legată de Planul Național Strategic. Opiniile fermierilor sunt împărțite față de noile strategii. Unii mulțumiți, alții pesimiști, restul așteaptă mai multe detalii despre PNS și mai ales cum se va implementa. Constantin Soare, un important fermier din Dobrogea, a început deja să-și gândească strategiile, mai ales cele legate de investiții în funcție de cerințele noului PNS. Ce aș putea spune ca o concluzie? Condițiile vor fi mult mai aspre, mai severe, în sensul că, eu știu, conform și programului național PAC, Politica Agricolă Comună, înțeleg că se vor impune reduceri de utilizare, de folosire a cantității de îngrășăminte, de substanță activă pe hectar, se va reduce cantitatea de substanță activă de pesticide pe hectar, situații care, spuneam mai devreme că, sau eu știu, avem probleme cu lipsa umidității și dacă nu avem nici îngrășăminte, nici pesticide să combatem buruieni, boli și eventual dăunători, și nu avem nici apă, atunci agricultura va fi, din punctul meu de vedere, va ajunge într-un mare impas. Și este cauza și motivul pentru care lupt din toate puterile să duc la bun sfârșit proiectele acelea de irigații, ca în momentul în care voi finaliza toată suprafața pe care o exploatăm, și nu numai eu, cum spuneam, cele 6 ploturi de irigații deservesc 5.350 de hectare. Și toată localitatea Fântânele, la un moment dat, va fi amenajată terenul aferent localității din Fântânele și nu numai, și comune, parte din comunele limitrofe vor avea teren amenajat la irigat. Altfel spus, trebuie să ne găsim soluții, să ne le creăm, care să suplinească lipsa de îngrășăminte, de pesticide, și să putem să asigurăm apa, care, cum bine știm, e cea mai importantă dintre toate cele prezentate. De departe. Legat în continuare de condițiile din PNS, sunt multe care, eu știu, înțeleg că pentru anul agricol următor, mai exact din primăvara lui 2023, urmează ca 10% din suprafața pe care o exploatăm să fie semănate cu culturi proteice. Scopul sau motivul pentru care am fi obligați în acest sens este să primim o subvenție de aproximativ 50 de euro. Am făcut, dacă vreți, o analiză economico-financiară în acest sens, da? Ținând cont de ce înseamnă tehnologia unui astfel de culturi, că e soia, că e mazăre, ținând cont de nevoile pe care le are o astfel de cultură, pe lângă cele standard pe care le știm, dar în special ținând cont de faptul că fără apă și soia, în mod special soia și de asemenea și mazărea, nu reușești să faci producții care să-ți permită nici măcar să-ți acoperi costurile cu tehnologia pe care o faci. Și în situația dată ajungi să înțelegi lucruri pe care eu cam la această concluzie am ajuns, că pentru acei 50 de euro pe care îi primesc dacă întrunesc aceste condiții, nu se merită să semăn culturi proteice, pentru că riscul este cel puțin pe zona noastră, unde lipsa precipitațiilor e constantă și avem permanent această problemă cu lipsa apei. Și în situația dată, din punctul meu de vedere, aproape că pentru acei 50 de euro care ți plătește, dacă semeni 10% din suprafața pe care o exploatezi cu culturi proteice, nu se justifică din punct de vedere financiar.